E o boală, la un moment dat, pentru că am avut-o și eu acum 8-9 ani, atunci când am început să-mi pun în buze, voiam și mai mari și mai mari și nu-mi dădeam seama, știi? Acum s-au mai reglat, lucrurile. În schimb, sunt fete care sunt un, nu știu cum să spun, sunt un personaj. Ele acolo vor să arate. Vor să aibă sânii foarte mari, talia foarte mică, fundul foarte mare, buze. Adică vor să fie un personaj. Și nu e de criticat. Dacă ele își asumă chestia asta, de ce nu? Deci tu spui că e un efect al social media, al modelelor de frumusețe din social media. Da, și că vor să iasă în evidență. Și trebuie să fie și alt fel de exemple, adică de așa nu. Și ce părere ai despre cele care folosesc poate prea agresiv filtrele? Oh, wow, da, asta cu filtrele, deci nu sunt de acord. Mai bine mergi la clinică, la domnul doctor și îi spui, uite, fă-mă cap pe filtrul acesta, sau nu știu, fă-mă cap Kim, de exemplu, decât să folosești și în viața reală să arăți altfel. Pentru că cu cât folosești mai mult filtrele acestea, când te vezi în oglindă, nu-ți mai place. Și ești mereu posomorâtă și nu ai încredere în tine. Și asta se vede și în relația cu celălalt.